în timpul discuției online, cred că spuneați un pic altceva, în sensul că în Cipru dădeați acest exemplu, rata infracționalității în sânul comunității românești a crescut cu 300% în 2009 față de 2008. Pentru că e o comunitate... Avem o problemă. Avem o problemă și nu avem deloc interesul de a, de a o disimula. Asta vă și spuneam. Am făcut, în loc să facem pedagogie internă, educație și până la urmă cu concursul mass media, o campanie prin care să ne disociem de acei compatrioți delincvenți, infractori, mică sau mare infracționalitate, care odată ajunși în alte state membre, ne creează într-adevăr probleme de imagine. N-am făcut acest lucru și cred că mingea este și în terenul nostru, al tuturor, societate civilă, ONG-uri, Sistemul Național de Educație, toate instituțiile guvernamentale și mass media. Cred că o schimbare de atitudine față de acest fenomen infracțional din sânul comunităților românești este necesară dacă vrem să progresăm. Ca să punem corect subiectul în pagină, tot ce se întâmplă acum în Danemarca nu a apărut din senin, a pornit de la o presupusă crimă comisă de Marian Clită, unul și același cu asasinul dizidentului Gheorghe Ursu de dinainte de 89. El a fost reținut și suspectat, adică s-a predat poliției în Copenhaga, fiind suspectat că a ucis o stewardesă, se întâmpla săptămâna trecută. Da, cu titlu personal sunt cu atât mai indignat să constat că în centrul presupusei crime, sau mă rog, a crimei care a avut loc, dar care îl are ca suspect pe acest concetățean, e vorba de o persoană condamnată deja pentru un asasinat politic odios înainte de 1989. Și asta demonstrează că sita e prea largă. Nu știu, acum, sigur că din punct de vedere legal, domnul respectiv se afla în condiții corecte în Danemarca. A obținut eliberarea din penitenciar pentru fapta comisă anterior. Deci se bucură teoretic de aceeași libertate de mișcare pe care o are orice cetățean român. Sigur, subiectul este agravat cumva de antecedentul la care ne referim. Ați spus sita e prea largă, dar poate fi ea îndesită, poate fi... Pot fi năsprite condițiile de ieșire din țară? Nu putem limita dreptul la liberă circulație a cetățenilor români și nici nu ne propunem să facem acest lucru. Dar, vedeți... Toate planurile interferează în lumea contemporană. Avem mecanisme de cooperare și verificare pe justiție. Progresele în acest domeniu sunt esențiale, deci eficientizarea actului de justiție ar duce probabil la o cernere ceva mai bună a acestor elemente infracționale care sunt de multe ori într-o libertate discutabilă. Dar, încă o dată, mai este o interfață, nu, între statul român și alte state, mijlocește un dialog interguvernamental, uneori ca integrator de agendă, însă nu-și poate depăși competențele bine delimitate atunci când este vorba de fapte comise de cetățeni români oriunde în această lume. Cu tot respectul, o să vă întreb dacă întârzierea unei reacții din partea Ministerului de Externe, din partea dumneavoastră, nu e legată și de un incident de acuzații de rasism care v-au fost aduse în ce privește unele declarații făcute cu aluzie la comunitatea romilor. Și poate de aici și un complex sau o reținere în a... Nu, este o supoziție gratuită. Nu am de adăugat nimic la declarațiile pe care le-am făcut deja, inclusiv în cadrul dialogului pe care l-am avut la Parlament cu ONG-urile respective. Nu e vorba de niciun complex, ci de... cred că nu era cazul, totuși, deci noi vom avea o reacție oficială,
dar nu era cazul să supraîncălzim acest incident, pentru că, încă o dată, purtătorul de mesaj era un șef de poliție locală, nu era un membru al guvernului danez și în condițiile astea trebuie totuși să păstrăm proporția lucrurilor. Nu putem să creăm incidente diplomatice internaționale pornind de la o declarație a unui oficial de rang inferior.